Vorbim și despre case de 1 euro pentru românii care se întorc în țară din diaspora. E o propunere venită de la reprezentanții AUR pentru a-i stimula pe români să se întoarcă acasă. Dan Tănasă, care este deputat AUR, este în direct cu mine acum. Bun, de unde casele astea totuși? Bună, casele acestea sunt în acest moment peste tot în România. Sunt case abandonate, părăsite și care mod ar trebui să revină, să facilităm legislativ intrarea lor în posesia primăriilor, pentru că acestea să fie puse la dispoziția celor care doresc să se reîntoarcă în locurile de baștină. Propunerea noastră este venită în sprijinul comunităților de români din afara granițelor, din diasporă. Am dovedit, iată, că ne preocupă realmente această situație și această idee este implementată cu un succes în Italia, în Spania, în zonele părăsite. Ți se oferă casă și loc de muncă pentru a repopula anumite zone care sunt depopulate. Trebuie, România se confruntă cu o criză demografică extrem de pronunțată, care nu este niciun fel, acest subiect nu este niciun fel tratat de către actuala coaliție sau de către restul partidelor. De nimeni în momentul acesta. Da, tocmai de aceea. Credeți că o casă este suficientă pentru că cei mai mulți dintre ei au lăsat aici în România case, familii și așa mai departe? Cred că au nevoie de mai mult. Trebuie în primul rând să facilităm acordarea de terenuri pentru tineri să-și construiască case și trebuie să facilităm acest proces în care casele abandonate din toate zonele din România să intre, intre mai ușor în posesia primărilor, care la rândul ei să le pună la dispoziția celor care doresc să își construiască o casă, să consolideze. Și în mod evident nu putem construi România pe care ne dorim decât împreună. Și schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Este evident că o casă nu este suficient, dar este primul pas. Da? În loc să creștem în fiecare an, să creștem numărul de permise acordate muncitorilor din Vietnam, din Pakistan, din Indonezia și așa mai departe, România trebuie să găsească soluții imediate, urgente, pentru ca cei 3 milioane jumătate, 4 milioane de români care muncesc în Occident să revină acasă, în țara lor natală, unde au bunici îngropați. Asta este singura soluție și, iată, AUR vine cu soluții concrete pe care le putem implementa, nu trebuie să inventăm apă caldă.